Suntem în centrul municipiului Oradea cu prietenii de la Oradea Civică. Am plecat de la protestul de tip flashmob, de la sediul PSD Timiș, sediul PSD Bihor, mă scuzați, din Oradea, unde au fost afișate bannerele "Vă vedem fără penal pe funcții publice" și am venit aici pentru a ne cățăra, pentru a urca, înțeleg că e foarte mult de urcat, până în vârful turnului primăriei din Oradea, este obiectiv turistic. Și pe drum o să vă explic prin interviurile pe care le voi face cu cei de aici de la Oradea Civică despre cum se conduce un oraș, despre ce se întâmplă în Oradea, astfel încât să puteți să faceți comparație cu ce face Gabriela Piarița, generală a Piariei municipiului București, celebra doamnă Pandele, cu ce face ea în București. Mergem așadar în turnul primăriei. Și o luăm pe scări până sus sau cu lift? Ai fost deja pe prima ușă pe stânga. O luăm pe scări, o luăm cu liftul, cum o luăm? Pe scări, jos, pe scări. Exclusiv pe scări. Exclusiv pe scări. Hai, apucați-vă și urcați. Hai, că suntem în prăză. Aici? Aoleu, ia să vedem câte scări avem de urcat. Ia să vedem. Dăm jos burta. Ia uitați-vă, oameni buni, ce e aici. Înțeleg că asta e numai prima parte a urcoșului, a scărilor, da. Vedeți o carte de la 1500 a municipiului Oradea. 1598 de trechi, da? Păi nu știu, să le numere cineva, să țină numărătoarea. Unul dintre scopurile pe care le urmăresc prin aceste deplasări în țară, pe lângă ideea de a promova mesajele maratonului nostru civic, de a discuta cu oamenii, pe lângă ideea punctuală de acum cu petiția fără penal în funcții publice, pe lângă proiectul lui Ioan Coman al grupului pentru inițiativă legislativă și revizuirea Constituției, pe lângă toate acestea, unul dintre lucrurile pe care îmi doresc să le fac prin aceste deplasări este să arăt și cât pot, atât cât se poate, în funcție de timpul pe care l-am de posibilități, să arăt și lucruri importante, obiective turistice din zonele în care mergem. Și aici, la Oradea, cel mai cunoscut reper, dacă vreți, din arhitectura urbană, cel mai cunoscut reper al orașului, este acest turn al primăriei. Este cea mai înaltă clădire din zona centrală. Și aici urcăm noi ca să vă arăt de sus panorama și să discutăm cu cei de la Oradea Civică. Salutare! Să discutăm cu cei de la Oradea Civică despre cum se dezvoltă acest oraș. Sunt 1500 de trepte. Nu știu câte am urcat, dar cred că mai e mult până sus. Vedeți un pod despre care mi s-a spus că a fost renovat cu bani europeni, la fel cum a fost renovat și restaurată toată zona pietonală din centrul orașului.
plouă, dar ne țin scările astea pe toți. Lasă că le-au la toarce. Nu mai avem de urcat. Mai e de urcat, mai e urcat. Doamne, Dumnezeule, dar mult e de urcat. Ia uitați-vă, oameni buni. Ia uitați-vă. Ai ajuns? Ai ajuns, da? Tură, să ne mai tragem suflet, oameni buni, că... Vedeți o panoramă superbă, oameni buni. Și încă n-am ajuns sus de tot. Da, vă, că și albea râului este curată. E curată, e aranjată. Și se amenajează în continuare. Da. Ne-am speriat, așa o țâră. O țâră. Da. Hai să vii, dumă, încoace ce... Da. Vedem un oraș care se înnoiește, arată tot mai civilizat, se restaurează peste tot. Cu fonduri europene, înțeleg, de la cei de la Oradea Civică, o să-i rog pe ei să ne explice mai încolo. Acum continuăm să urcăm. Ascensiunea, da. Doamne, dar ce-i cu gălăgea asta aici? Mai sus! Mai sus! Aoleu! Mi-a căzut și în semnal. Stați, mă, să urc și eu! Haideți! Stați că nu avem loc aici, avem loc. Dar mai este ceva loc. A? Încăpem sau ne luăm în brațe? Stai așa asta. Apare personajul principal. Pus acolo, e mai îngut. PSD! Ciuma roșie! PSD! Ciuma roșie! PSD! Ciuma roșie! Păi ne-au uitat pe oraia! Ciuma roșie! PSD! Ciuma roșie! PSD! Ciuma roșie! PSD! Ciuma roșie! PSD! Ciuma roșie! Sunteți un partid de hoți! De corupți și mafios! Sunteți un partid de hoți! De corupți și mafios! Sunteți un partid de hoți! De corupți și mafios! Sunteți un partid de hoți! De corupți și mafios! PSD! Ciuma roșie! 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 Suntem români și ne vom apăra, pământul, țara și justiția!
Ale, 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 ești o rușine PSD. Suntem români și ne vom apăra. Ora 17, 10 minute, ca să aveți loc. Stați așa, să distribui și pe partea. Urmăriți-l mai departe pe Malin. Malin e cocotat aici în turnul primăriei din Oradea, împreună cu noi. Participăm în data de 12 la protest. În Oradea, în Aradea, în Timișoara, în București. Nu, stați, că e ok aici. Veniți cu noi că vă fură și pe voi. Uite, poți? O zi bună. Bun, hai de aici, Cosmin. De aici, din vârful turnului primăriei. Clădire emblematică pentru Oradea. Vreau să spun câteva întrebări, în primul rând. Dacă s-ar uita la noi toți cei 600.000 de români care au fost în stradă după ordonanța 13, ce le-ai spune astăzi, în acest moment, după un an și 3 luni de zile? Le-aș spune să nu-și piardă încrederea, să se încarce cu baterii, să încerce să iasă în stradă la orice fel de protest împotriva unor oameni corupți și să înțeleagă că peste 2 ani de zile urmează niște alegeri extrem de importante, alegerile parlamentare. Până atunci trebuie să ținem flacăra aprinsă și noi toți trebuie să adunăm semnături pentru fără penal în funcții publice, să încercăm să ne implicăm în viața civică, să nu ne moleșim. Deci în primul rând să nu ne moleșim și să înțelegem că fiecare zi, și dacă protestăm o sfert de oră, și dacă protestăm 10 minute, ieșim în stradă, mergem în centrul orașului, ne întâlnim cu alți oameni civici și nu avem voie să ne lăsăm. Oradea Civică va organiza în 12 mai un protest aici în Oradea, da? Da, din păcate, acum mergem în 12 mai în București, cu toate că ar fi fost bine să mergem, dar se pare că am obosit și noi și vom face un protest aici în Oradea. E bine să fie în toată țara organizate proteste, să iasă lumea în stradă peste tot, în toată România, nu? Fără discuție, fiecare dintre noi trebuie să ieșim în 12 mai, pentru că chiar dacă ne despar sute de kilometri, bucureștenii și toți ceilalți vor simți că suntem un neam, suntem uniți, gândim la fel. La urma urmei, asta e cel mai important lucru, iar PSD-iștii și aldiștii și udemeriștii și toți cei care nu vor să ne lase să trăim într-o țară normală. Cei care reprezintă hashtag Ciuma Roșie. Hashtag Ciuma Roșie, nu avem voie să-i lăsăm. Trebuie să fim călare pe ei. Deci, dragii mei, 600.000, sunt convins că nu suntem 600.000, suntem câteva milioane bune. Corect. Dar ar fi bine să ieșim și să ne informăm, să avem toți Facebook, să participăm. Pentru că vedeți că pe televiziune tot mai puțină informație curată vine. Da, cineva zice, nu pleacă Ciuma Roșie de la guvernare, nu lasă hățurile din mână. Normal că nu le lasă, pentru că i-au luat guvernarea ca să fure, să scape de pușcărie. Oarecum să-și facă mendrele, cum a ajuns hashtag Ciuma Roșie să pună laba pe putere? Da. Din faptul că noi n-am mers să votăm. Corect, corect. Din păcate. Corect. Vreau să completez și ceva. Așa cum știți, Oradea Civic are un motto de care ne ținem zi de zi. Pentru noi fiecare zi, fiecare om, fiecare protest contează. Nu trebuie să lăsăm zilele să treacă fără să facem o acțiune cât de mică. De exemplu, noi am făcut primăvara de la Oradea, între 9-12 mai, în care avem o serie de acțiuni, unele mai mici, gen flash mob-ul de la ora 12 pe care l-ați văzut. Avem mai tare să se audă. Avem da, protest, ok, se aude că nu s-a protest făcut, de da. Seară de la ora 7, unde așteptăm pe toți. La 5 vorbește Mălin Bot la Studio Act sau Coșer, cum mai știu lume. Și în data de 12 mai avem protestul mare la care ne alăturăm și noi orădenii la ora 6:30. Da. Mâine, de asemenea, este Ziua Națională a României, după rit vechi. 10 mai, ziua regii, ziua regalității, da. Regalității, da. Va cânta Roman Kim la Filarmonica din Oradea, mulțumită sau grație lui Cosmin, care a reușit să-l aducă la Oradea. Ce mai de zis? Dau cuvântul președintelui. Da. Ai cuvântul, nu? Sebi, da. Doua. Stați așa că aici vreau să facem așa. Nu cuvântul, ci asta. Numai un pic. Salutare, se va aduma.
Am motor invers ca să ne vedem amândoi în cadru. Mi-a explicat pe tot parcursul drumului nostru și o să coborâm, o să filmez puțin și prin centru, o să rămână live să vadă oamenii cum se schimbă orașul. E un oraș care arată tot mai occidental. Care este secretul? De ce se poate aici? În București nu se poate, mă duc, întreb de vreo două ore de când mă plimb prin Oradea. Secretul, în primul rând, este faptul că avem un primar fără a fi, da, partinic aici, pentru că Oradea Civică este o organizație civică, prin însăși neimplicată, politic, neimplicată, da, politic, dar adevărul este că avem un primar care a pus osul la treabă, da? Faptele și nu vorbele, în primul rând, a atras foarte multe fonduri europene, bani europeni, aici nerambursabili. Bani europeni. Exact. Bani pe care tot, alții nu-i atrag, pentru că e greu să furi din ei. Despre sunt, asta sunt este banii vorba. Acelei Europe, mult hulită de Dragnea, da, și acoliții lui, de gașca creată în jurul lui Dragnea. Pentru ei, banii europeni nu sunt buni, pentru că nu pot fi furați. Da, corect. Da? Și ei stau acolo și ne așteaptă. Deja se vede din 2017, de când au preluat guvernarea, da? Rata de absorție a fondurilor europene este aproape de zero. Sunt bani foarte importanți, vorbim de sume mari acolo. Oradea s-a dezvoltat. Așa, da. Inclusiv amenajarea unor locuri de agrement, cum ar fi parcul Aquaparcul Nimfea. Da, am trecut pe lângă el. Cetatea Oradei a fost amenajată pe bani europeni, da? Și deci sunt foarte multe locuri de vizitat. Dacă vii aici, da, în Oradea, poți să stai un weekend, o săptămână și ai ce vedea în oraș. Deci, în Oradea îți trebuie mai mult, aș zice eu, de o săptămână ca să poți vizita, da, toate atracțiile, da, turistice, încă o dată modernizate, renovate pe bani, cu bani europeni, da, cu bani europeni. Și include mai și infrastructură. Deci dacă, da, se vrea, se poate asta, dacă se vrea. Deci se poate, nu, da, se vrea, să nu vorbim personal, deci dacă cei responsabili de administrarea comunității vor să facă treabă, da, nu sunt puși pe furat, se poate face treabă. Se poate face treabă, nu? Observați chiar și dezvoltarea vestului României față de sud, da, de exemplu. Uitați-vă la județele pesedizate. Așa este, da. Eu am fost în multe județe pesedizate și arată Gorj, total diferit. Olt, nu e schimbat nimic. Giurgiu, da. Deci e o diferență uriașă, da, ca de la cer la pământ. Slobozia e la o singură parcare se lucrează și înțeleg că se lucrează de vreo, nu știu, 7-8 ani de zile. Atât și nimic mai mult. Și nu mai termină, da. Uite cum văd eu chestia asta, bine că ai spus-o, că se lucrează de 7-8 ani acolo. Păi se lucrează pentru că lucrarea aia e în interesul celor care fură banul public, corect, să dureze corect, cât mai mult. Corect. Și cu cât va dura mai mult, cu atât mai mulți bani vor fura ei din bugetul local de acolo. Că nu vorbim de bani așa europeni. Așa este, despre asta acolo, este, da, vorba, nu vorbim. Pentru că pe bani europeni ai un termen de execuție, da? Sunt controle peste controle, de calitate și așa mai departe, pe audit financiar. Deci oamenii ăia fură bani locali acolo. Și din bani europeni, în cazul Teldrum, ajuns Olaf până la infractorul și fal PSD. La un moment dat, acolo li s-a înfundat. Și tocmai pentru asta, da, de aici și retorica asta anti-europeană a PSD-știlor, în frunte cu Dragnea. Sunt frustrați pentru că nu pot să fure din acei bani. Dacă ei nu pot fura banii Europei, banii contribuabilului european, atunci îi împrașcă cu noroi. Fiți siguri că cei care ne privesc ar trebui să știe că Europa ar fi foarte bună pentru Dragnea și ai lui, dacă, da, le-ar da voie să le fure banii, să-i bage în propriile lor, da, buzunare, da, și să nu pățească nimic, să nu se întâmple nimic ulterior. Ei, din păcate asta nu se poate și foarte bine că nu se poate. Cum facem să conștientizăm oamenii? Avem o certitudine, știm, pentru că au fost 600.000 în stradă, au fost... Eu îi văd zeci de mii de oameni, comentează pe Facebook, societatea este revoltată de ceea ce face Dragnea, dar asta nu este suficient. Da, e adevărat. Este foarte bine că oamenii au atunci pe rețele sociale, e excepțional. Se creează o conștiință, se comunică, oamenii comunică între ei, oamenii cinstiți, dar asta nu este suficient. Oamenii ar trebui să vină în stradă în aceste momente. Cum îi conștientizăm că este importantă prezența lor fizică în stradă? Pe Orădeni, pentru protestul de sâmbătă. Faceți, da, aici un protest. Da, ne sincronizăm și noi cu ceilalți protestatari din țară și din diaspora. Deci 12 mai, în Piața Unirii din Oradea, cu începere de la orele 18:30, 6:30 seara, avem și noi protest în Piața Unirii. Îi chemăm pe Orădeni să vină număr cât mai mare, pe Bihoren, de fapt. Da. Toți concitadinii și convesenii noștri să vină număr cât mai mare. Și legat de ceea ce mă întrebai, cum îi conștientizăm, din păcate, nu avem o formulă magică aici. Ei trebuie să realizeze, și au putut vedea cu ocazia protestelor de anul trecut, că singura dată când PSD-ul a dat înapoi a fost când am fost foarte mulți oameni în stradă. Presiunea străzii a fost și am mare reușit să ei, da, oprim ordonanța de urgență numărul 13. Da. Da? Așa, cu un predestinat ordonanța asta.
Deci numai așa se va putea încheia aceasta. Președintele este dezarmat, este cu spatele la zid. Nu poate să facă nimic, da? Nu are susținere. Deci dacă nu are susținere populară, președintele nu va putea face nici o foarte mare lucru. Deci să putem baza pe președinte, nici pe ambasadele occidentale, da, care și ele vor face ceea ce vor putea. Magistrații, partea corectă a magistraturii din România, forumul magistraților, cei 4.000 care au semnat protestul împotriva legilor justiției, Comisia Europeană, Uniunea Europeană, ei vor face ceea ce ține de partea lor, de bucățica lor, procedurile lor și până unde pot ei merge. Dar sprijinul popular este foarte exact. Nimeni nu va face ordine în țara asta, nu ne va scăpa de penal dacă nu vrem noi să o facem. Corect. Și asta o putem face doar în stradă și într-un număr cât mai mare. O concluzie foarte bună, mulțumesc frumos, Seba. Cu plăcere. Haideți să vă mai arăt puțin, oameni buni, imagini de aici, de sus, să vedeți Oradea. Vedeți un oraș complet, complet schimbat, refăcut occidental, se vede centrul orașului, sunt străzile pe care am trecut, arată foarte, foarte occidental. Pe bani europeni, vedeți șmecheria cu banii europeni, de ce nu se întâmplă asta și în orașe, că suntem în aceeași țară, conduse de PSD-și, de ciumaroși, și simplu, pentru că din banii europeni ei nu pot să fure. Despre asta este vorba. Că nu, ei, dacă ei nu pot să fure, ei nu fac nimic. Și asta afectează foarte, foarte multe comunități, unde oamenii, din păcate, nu au înțeles că nu este în regulă să susțină politicieni corupți, să susțină vechile mafii și cârdășii construite în 1990 din fosta securitate, din fostul Partid Comunist. Vorbește cineva despre Ion Iliescu, văd că scrieți aici. Da, el este sursa, pentru că el, așa cum v-am spus de foarte multe ori și o tot repet, pentru că este foarte important să audă cât mai multă lume treaba asta, ca să înțeleagă de ce ni se întâmplă, ce ni se întâmplă. Oameni buni, 27 decembrie 1989, 27 decembrie, rețineți, la două zile după ce Iliescu a asasinat pe Ceaușescu la hotelul Moscovei, 27 decembrie Ion Iliescu și cu Petre Roman se întâlneau la ambasada URSS din București pentru a discuta cum să saboteze startul României în democrație. Asta discutau. Există stenograma discuțiilor dintre ei, scoase din arhivele Ministerului de Externe al Rusiei și fostului Minister de Externe al Uniunii Sovietice, și acolo este discuția, care Iliescu se exprimă expressis verbis, spune, trebuie să blocăm alunecarea proceselor către dreapta, așa cum s-a întâmplat de țări foste socialiste. Deci ideea care este, Iliescu era cu socialismul în capul comunismului, cap era omul Moscovei, crescut la Moscova, un politru comunist nenorocit, și era hotărât să blocheze startul României în democrație. În spatele lui, șmecherii din securitate și din Partidul Comunist au înțeles că e rost de furat, pentru că tutuca e cu gândul la nobile idealuri al socialismului și ei pot să fure. Lui Iliescu îi spuneau că sabotează privatizări și așa mai departe ca să-i mențină lui idealul socialist, dar de fapt ei sabotau ca să fure. Haideți să coborâm acum și să mai vorbim puțin cu cei de la Oradea Civică, să vedeți și drumul în jos. Da, de asta cobor, pentru că mi-a spus că e vânt în microfon și nu auziți, așa că o luăm pe scări, ușor, ușor. Dacă la vale o țâră mai ușor decât la deal, să știți. Să știți că la vale o țară mai bine decât la deal. Așadar, vă spuneam, dragii mei, sper că nu mai este cuvânt aici și m-auziți bine, vă spuneam că de acolo ni se trage. Ni se trage din 27 decembrie 1989, de la ambasada URSS, unde tovarășul Ion Iliescu, împreună cu tovarășul Evgeni Teajelnikov și cu tovarășul Petre Roman, discutau cum să saboteze startul României în democrație. Și de acolo mai departe s-a instalat ciumaroșii, s-a instalat mafia. Unele comunități s-au trezit, unii oameni s-au deșteptat, nu mai votează ciumaroșii și beneficiază de o administrare mai bună a comunităților lor, cum se întâmplă aici la Oradea. Alții nu se trezesc. Și fie nu se prezintă la vot, decidă pe cei care sunt mai naivi, mai ușor de manipulat și susțin ciumaroșii, fie susțin chiar ei ciumaroșii, susțin chiar ei penal, ceea ce este inacceptabil, oameni buni.
Maria Pătrașcă spune, ești la înălțime și la propriu și la figurat. Mulțumesc foarte mult, Maria. Suntem la înălțime cu toții, cei care sunt aici, cei de la Oradea Civică. Vedeți, am aici o insignă. Primăriei municipiului Oradea. Haideți să vă mai arăt imagini. Imagini de aici. Fără pe înalt funcții publice, pentru că nu. A, da, 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 frumos, frumos, frumos. Da. Să vedeți aici. Din acest punct avem oameni buni până la Roma, 942 de kilometri, Lisabona 2658, Madrid 2100, Washington 7000 de kilometri, departe statul unde, Budapesta 224, Viena 434, Ottawa 6640, Strasburg, Bruxelles, Londra, Amsterdam. Ia uite, nici n-aș fi bănuit că Amsterdam este chiar atât de departe. Da. Da, Raul, am fost la Palatul Vulturul Negru, arată absolut superb. O să filmăm și acolo puțin. Vreau acum să vă mai arăt această panoramă superbă. Da, nu ne interesează Moscova. Chișinău, da. Mulțumesc frumos, Iosif Șerban. Da, sunt și alți jurnaliști, să știți. Problema este că sunt ținuți în lesă de patronii penali și nu vor să dea jos lesa. Le este frică. Le este frică să spună lucrurilor pe nume, să spună ceea ce gândesc. Le e frică că, de faptul că vor fi dați afară, Darius Emanuel, nu am cum să-mi pun microfon extern pe telefonul care filmez. Și nu... O să caut o soluție tehnică. Acum o suflă vântul baș tot timpul. Deci e splendid de ziua. Aha, și la asta. Teheran. Teheran. Hanoi. Aici avem distanțele în funcție de punctele cardinale, nu? Da, da, da. Deci încolo este New Delhi. Încolo undeva este New Delhi, nu? Cam la sud-est, așa, nu? Bangkok, Abu Dhabi, Jakarta, Canberra. Da. București. Ia uite, București. București. Către sud, așa, sud. Și Ierusalim aproape. Mogadishu. Oh, mama. Acolo vreau să vedem. Vedeți că am fost un cean murat de ce am intrat aici. Da. La Buenos Aires. Până la Buenos Aires. Păi da, tocmai ce am venit de acolo luna trecută. Ba nu, în martie. Ce interesant, sunt trei catedrale. Una ortodoxă, patru. Una greco-catolică și are romano-catolică. Și acolo e biserica. Și acolo e biserica, și acolo e biserica, biserica, biserica albă. Și aia e acolo. Vedeți în față Palatul Vulturul Negru, acolo este și un pasaj foarte interesant. Mă întreabă Andrei Andi, ce se mai poate face ca să salvăm România? Se pot face foarte multe lucruri, Andrei, ca să salvăm România. Primul lucru este să ne implicăm, să ne implicăm cu toții, toți oamenii cinstiți din țara asta, să ne implicăm în ceea ce denumeau grecii în antichitate viața cetății. Să ne implicăm în luarea deciziilor, să ne implicăm prin a avea atitudine civică, să ne implicăm zi de zi, să facem în fiecare zi ceva pentru acest scop, pentru acest vis al nostru, o țară normală, o țară civilizată. Fie că vorbim de o postare pe Facebook, de un comentariu, dar și de prezența noastră în stradă la acțiuni civice. De exemplu, avem acum acțiunea cu petiția fără penali în funcții publice, unde puteți să vedeți aici hashtag fără penale în funcții publice, unde puteți să contribuiți și dumneavoastră. Cum puteți să contribuiți? Intrați pe site-ul fără penale în funcții publice.ro. Uitați-vă acolo, găsiți toate instrucțiunile necesare. Vă ia 5 minute să citiți cu atenție. Salutări Viorel din Republica Dominicană. Vă ia 5 minute să citiți cu atenție, să vedeți unde este tabelul pentru județul în care dumneavoastră locuiți sau pentru care aveți carte de identitate dacă sunteți plecați în diaspora. Scoateți la imprimant acel tabel, 1, 2, 3 exemplare,
scoateți unul și mergeți la Xerox după aceea cu el, multiplicați-l și mergeți la toți prietenii voștri, mergeți la toți vecinii, mergeți la toți cei despre care știți că susțin ideile noastre și susțin până la urmă un anumit tip de mentalitate, a onestității, a corectitudinii, a ideii că nu putem accepta să ne conducă niște infractori. Mergeți la ei și rugați-i să semneze pentru această petiție, fără penal pe funcții publice. Este foarte important să faceți acest lucru pentru că este foarte important să se multiplice cât mai mult cei care strâng semnături. Și fiecare dintre dumneavoastră poate să strângă semnături. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe site-ul fără penal în funcții publice și să scoateți tabelul, să mergeți la oameni, să strângeți datele lor, să-i puneți să semneze și la urmă, când ați strâns mai multe tabele cu semnături, să le trimiteți prin poștă cu semnătură de primire, cu confirmare de primire, la adresele pe care le găsiți tot pe acest site, fără penali în funcții publice. Adică să mergeți semna pur și simplu la a strânge semnături. Este foarte important să faceți, acest lucru, pentru că astfel contribuiți la campania. Cei neimplicați politic, pentru că eu nu sunt implicat politic, dar susțin această campanie. Și vreau să vă mai explic încă o dată de ce susțin această campanie, pentru că această idee de a introduce în lege, de a legifera, inițiatorii inițiativei cetățenești de modificare a Constituției vor să modifice Constituția, este unul dintre cele 11 puncte ale protestului nostru din data de 6 martie de la Parlamentul României, unde au venit și prietenii de la Oradea Civică, cărora astăzi eu le întorc vizita. Și unul dintre puncte, punctul numărul 8, era fără penal pe funcții publice. De ce punctul numărul 8? Pentru a exista o corelare cu punctul 8 din proclamația de la Timișoara. Stați să avem grijă aici să nu dăm cu capul, pentru că este... Da, punctul 8 al proclamației de la Timișoara, care conținea ideea de lustrație. Securiștii și comuniștii să nu ocupe timp de 10 ani nicio funcție publică. E, dacă se întâmpla treaba asta, noi nu mai ajungeam acum în situația să avem de a face cu ciuma roșie, în situația să fie România devalizată, să fie distrusă, să fie frânată dezvoltarea României de către rămășițe ale Securității și Partidului Comunist, care nu mai știu cum să fure. Despre asta este vorba, oameni. Și pentru că n-am făcut lustrație în 1990, cei care ar fi trebuit să fie lustrați și nu au fost lustrați, au preluat puterea, au preluat puterea economică și fură. Fură, nu se mai satură de furat. Din pricina asta nu se fac autostrăzi, nu se fac spitale, nu se fac școli și noi românii suntem condamnați la o viață într-o țară necivilizată, subdezvoltată. Dar ei nu trăiesc în țara asta, știți? Ei trăiesc în vile, ei trăiesc în palate, ei trăiesc în mașini de lux, pentru ei este bine. Ei se duc în Brazilia, se duc în Monaco, se duc în Costa Rica și o duc foarte bine pe banii noștri. Pe banii din care ar trebui să facă școli, să facă spitale, să facă autostrăzi, să se facă utilități publice, canalizare și așa mai departe. Înțelegeți? Și atunci este nevoie să le spunem că ajungem. Astfel încât una dintre revendicările noastre de pe lista de 11 revendicări ale protestului din 6 martie a fost aceasta, punctul 8, fără penale în funcții publice. De aceea noi susținem această inițiativă civică de modificare a Constituției. Dar nu este suficient, este ar fi bine dacă ați susține și dumneavoastră. Sunteți, văd, 60 de oameni live acum. Dacă fiecare dintre dumneavoastră s-a transformat într-o persoană care să strângă semnături, am avea 60 de oameni în plus care să contribuie la această inițiativă, să fie strânse până la urmă 500.000 de semnături. Sunt necesare. Și dacă treaba merge cu această petiție, veți vedea, vom veni cu grupul nostru de inițiativă civică, de revizuirea Constituției, grup prin care noi putem să legiferăm, oameni buni. În Constituție scrie că în România pot legifera Parlamentul, Guvernul și poporul român. Deci noi chiar putem să legiferăm, ne trebuie 100.000 de semnături, strângem pe un proiect legislativ, se strâng 100.000 de semnături și legiferăm. Dăm ce lege dorim noi. Putem să facem treaba asta. Și începem cu această petiție, fără penal pe funcții publice. Fiind vorba de o inițiativă de modificare a Constituției, sunt necesare 500.000 de semnături. De aceea este foarte important să organizeze cât mai multă lume și să încercați să contribuiți și dumneavoastră
prin strângerea de semnături la această inițiativă. Vă repet, fără penale în funcții publice.ro este site-ul și puteți intra acolo, puteți de acolo să vă dați, să vă dați jos. Mulțumesc. Puteți de acolo să vă dați jos tabelul aferent județului dumneavoastră și să mergeți să la vecin, la prieten, la rude, la cunoștințe, să-i rugați să semneze, să le explicați de ce este important să semneze și să îi rugați să susțină această inițiativă. Da, mai târziu va deveni prea târziu, da? Foarte frumos, da. Ia uitați aici. Stați așa, numai un pic să vorbim. Am aici lângă mine o doamnă din Oradea, foarte implicată civic. Haideți să le spunem celor care se uită la noi. Cum, dacă în momentul de față, sigur, se uită 67 de oameni, se vor uita mai mulți la înregistrare. Dar dacă ar fi toți cei 600 de mii care au fost în stradă la protestul de după Ordonanța 13, ce le-ați transmite? Categoric, a face ceva împreună. Uniți putem face ceva împreună, altfel e dezbinare totală. Da, este foarte important să fim uniți și hotărâți, determinați, da. Nu-i așa? Să mergem până determinați să punem rezistență și să mergem până la capăt. Mulțumesc foarte frumos. Uitați-i pe prietenii de la Oradea Civic aici, sunt toți. Zici că eu mai asta i-am trimis. La mașină, nu? Haideți în fața voastră. Da, aceasta a fost vizita în turnul primăriei, dragii mei. Sper că v-a plăcut imaginea de sus, sper că mesajul pe care l-am dat a fost interesant pentru dumneavoastră. Gândiți-vă, mulțumim frumos! Mulțumim! Vedeți, peste tot unde merg în țară, oamenii sunt supărați. Sunt supărați și eu am foarte mare încredere că vor ieși în stradă. A, unde mergem? La atelierul de pictură. Am înțeles, da. Da, dragii mei, aceasta a fost transmisia live de aici, de la Primăria Oradea. Gândiți-vă la ce v-am spus și dacă puteți încerca să sprijiniți inițiativa fără penali în funcții publice. Am explicat cum, acum depinde de fiecare dintre dumneavoastră. Rămâneți pe recepție. La ora 17 vom fi în zona pietonală centrală a orașului pentru a promova această inițiativă cetățenească de modificare a Constituției fără penal pe funcții publice, pentru a împărți pliante cu protestul din de sâmbătă, are loc acum sâmbătă, în ziua 12 mai, în București și în toate orașele mari din țară, inclusiv aici la Oradea. Ieșiți în stradă în orașele voastre, ieșiți în stradă în diaspora. Sâmbătă, dacă sunteți din București și aveți chef să faceți o plimbare până la Alexandria, la ora 12, în Piața Victoriei, sâmbătă în 12, la ora 12, ne întâlnim în Piața Victoriei și plecăm în coloană auto la prefectura Teleorman. Vom ajunge undeva între ora 13, 1 și 1 jumătate. Invit pe teleormănenii care s-au săturat de Dragnea, cărora le stă în gât țiile și furturile acestui individ, teleormănenii care sunt disperați de modul cum a sufocat acest individ penal, acest infractor, județul Teleorman. Vă invit să veniți între 1 și 1 jumate sâmbătă, în data de 12, la prefectura Teleorman. Ne adunăm acolo și plecăm apoi pe străzile lui Liviu Dragnea. Îi vom duce și 3 bannere cu fără penale în funcții publice și vom strânge semnături pentru această inițiativă cetățenească de modificare a Constituției. Vedeți, am și un tricou pe mine cu fără penale în funcții publice. Vă mulțumesc tuturor celor care ați comentat și rămâneți pe recepție, oameni buni, să vedeți ce treabă bună facem noi aici, la Oradea, împreună cu Oradea Civică.